Președintele PSD Liviu Dragnea a revenit astăzi în Parlament după 10 zile de când a acuzat dureri de spate, timp în care s-a internat de două ori la un spital privat. Pășind încet, sprijinit de Codrin Ștefănescu, liderul socialdemocraților a anunțat că a fost diagnosticat cu hernie de disc cervicală și lombară, dar a stabilit cu medicii să nu recurgă la operație. Aveți nevoie să vă sprijiniți de mâna domnului Ștefănescu? Codrin, mă sprijin tot. Liviu Dragnea a venit la Parlament pentru ședința Comitetului Executiv al Partidului, în care socialdemocrații au stabilit lista candidaților la alegerile europarlamentare. A pășit cu grijă pe holuri la brațul secretarului general al PSD, Codrin Ștefănescu, iar conferința de după întâlnire s-a ținut într-o sală de ședință, tocmai pentru ca liderul PSD să poată sta pe scaun, ca să-și protejeze coloana. Dragnea a glumit pe seama stării sale de sănătate, deși pe parcursul discuțiilor cu ziariștii și-a masat de mai multe ori spate. După cum vedeți, m-am întors, deși unii au vrut să-mi bage cuțitul în spate. Mă refer la niște domni în halat alb. Întrebat de ce a ales un spital privat, Liviu Dragnea a precizat că întotdeauna a mers acolo unde a fost chemat de medicul său, în care are încredere, și a explicat că a decis împreună cu doctorii să nu se opereze deocamdată. Diagnosticul este unul foarte bun, și anume hernie de disc și cervicală și lombară. Dacă îmi permiteți, au recomandat medicii operație? Nu, a fost o... Am discutat despre asta și am convenit să nu mergem, să nu facem pas acum către operație, să încercăm cu fizioterapie, kinetoterapie, not... repaus cât mai mult. Din cauza problemelor de sănătate, Liviu Dragnea nu s-a prezentat acum o săptămână la instanța supremă pentru interogatoriul în dosarul Bombonica și a trimis avocații care au depus un document oficial în care anunțau că șeful PSD este internat. Trebuia să trimită mascații să mai ia de acolo. Am citit și chestia asta de la unul la căpătul căruia am stat în Istanbul când a fost operat. M-am dus și am stat la căpătul lui o zi întreagă. Vorbiți de Victor Ponta? De Victor Ponta vorbesc, da. Pe 15 aprilie este următorul termen. Întrebarea este, veți merge să dați după 14 seara să fiu primul la rând. Pe 15 aprilie este următorul termen de judecată în dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Telorman, dosar în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și jumătate de închisoare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.